Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația Flipboard. Cu această aplicație putem crea magazine sau reviste multimedia online. Intrăm pe flipboard.com. Ce ne spune? Get informed, get inspired. Fii informat, fii inspirat. Dăm login. Ne putem loga cu Apple, Facebook, Google, Twitter sau cu e-mailul nostru. Eu dau login cu Google. Și ne-am logat. Ne apare că putem să descărcăm aplicația cu un cod QR din App Store sau din Google Play. În partea dreaptă, sus, ne apare profilul nostru, Analytics, Settings, setări, modul întunecat, Data Protection și Logout. Haideți să vedem acum cum putem crea o revistă multimedia pe Flipboard. Dăm pe profilul nostru și ne apar magazinele pe care noi le-am creat. Sau putem să creăm un nou magazin, ceea ce vom face noi acum. Make a new magazine. Title, tutoriale realizate în proiectul CRED. Link-uri, videoclipuri, materiale multimedia. Dăm save și dăm public, let everyone to see my magazine sau privat. Lăsăm public, că îl vom putea edita și îl vom face apoi privat. Save. Și acum, add your first item in order to set your cover image. Adaugă prima postare pentru a-ți pune imaginea revistei online. Add URL. O să mergem și o să adăugăm un link de pe Blogger. Prima dată. Dăm add. Și vedem că linkul nostru a fost adăugat. Apoi, pentru a posta mai ușor în revista noastră online, am instalat, după cum puteți vedea aici sus, extensia Flipit în Google Chrome. O să deschidem un website, Live Binders, și o să dăm Flipit. Și ne zice în ce magazin vrem să postăm. Lăsăm tutoriale realizate în proiectul CRED. Și putem adăuga un comentariu, o multitudine. De aplicații utile în educație. Tutoriale cu acestea. Dăm flip.
și vedem că a fost adăugat. Închidem. Acum mergem mai departe și vom posta un video în magazinul nostru. Apăsăm pe Flip It. Și dăm flip. Următorul. Apăsăm Flip It. Și dăm flip. Și acum haideți să vedem cum arată revista noastră online. Dăm reîncarcă această pagină. Apăsăm pe flipboard.com. Mergem în profile. Tutoriale realizate în proiectul CRED. Și vedem aici jos că avem și postare de pe blog și videoclipuri YouTube și live binders. Și dacă vrem putem să vedem videoclipurile apăsând pe fiecare link din revista noastră online. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți, CRED.